Iurege Alchivanoc Să citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Matei de la capitolul 13 de la versetul 24 Isus le-a pus înainte o altă pildă și l-a zis Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui dar pe când dormeau oamenii, a venit vrășmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde este neghină? El le-a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta, și robii au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu le-a zis el, ca nu cumva smulgând negina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-l să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în znopi ca să o ardem iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Amen. Vă rugăm să ocupați locurile. Este o bucurie pentru mine să fiu cu dumneavoastră și să împărtășesc câteva idei, să sperăm că vor fi de folos ideile. Voi vorbi în dimineața aceasta despre rău și bine la apogeu răul și binele la apogeu. Vedeți dumneavoastră că Domnul Isus prin pilda aceasta, pune în contrast două împărății. Două împărății care se dezvoltă, care cresc. Marx a avut despre istorie o viziune că este progresivă istoria. Eram în comuna primitivă, după aceea o formă superioară de organizare, sclavagism, după care a venit feudalismul, în cele din urmă capitalism și zice el, în cele din urmă va fi socialism, comunism, societatea socialistă multilateral dezvoltată, cum spunea tovarășul nostru Nicolae Ceaușescu de mult. Într-acolo tinde istoria. Oare merge progresiv istoria? Alți istorici, Toimbi, spune istoria este ciclică, adică orice civilizație se naște, ajunge în apogeu și pe urmă se prăbușește. Este adevărat, dacă ne uităm, Neagul Juvara vorbește despre 12 civilizații care s-au perindat pe pământul acesta și ultima dintre aceste civilizații pe care o experimentezi și tu ești parte din ea, este civilizația occidentală care domină pământul la ora actuală. Și întrebarea e până când? Că vedem că ceva nu e în regulă. Scârție din toate încheieturile. Și când se produce un cutremur cultural, de obicei cu tremurul ăsta cultural se regăsește și în tine, în psihicul tău. Neliniștile tale nu sunt date numai de problemele tale personale, ci și de conexiunea cu sistemul. Pentru că tu nu poți să ieși afară din sistem, să faci abstracție și să zici, chivod eu, În fac ce vreau eu. Nu. Ești conectat cu sistemul. Dar ce se întâmplă? Cine are dreptate? Marx sau Toynbee? Merge istoria din bine în mai bine ca și Marx sau cade? Eu zic că amândoi au dreptate. Istoria merge în cicluri, dar merge progresiv înspre o destinație finală. Cel puțin asta ne spune Domnul Isus. Și împărăția răului și împărăția binelui vor ajunge la apogeu. Există o vreme a coacerii, o vreme a finalității. Oare ce face împărățiile astea să progreseze? Sunt, nu știu dacă sunteți de acord cu mine, eu zic informația înseamnă progres. Totdeauna când infuzezi informație într-un sistem, ce se întâmplă cu sistemul, îl dai peste cap. Îl dezorganizezi, dar el se reorganizează la un nivel mai înalt. Asta e și rolul psihoterapiei. În psihoterapie, ăla vine cu niște idei la tine, la terapie. Și tu ce faci? Îi le faci praf ideile alea, le demolez. Că de-aia au ajuns în probleme, pentru că au avut niște idei în minte. Tu nu trebuie să fii de acord cu el. Da, așa, -i, așa, -i. și să faci bocet comun cu el acolo, ci demolezi ideile, te pui pe o poziție contrară și îi bași niște cuie în cap, oare chiar așa să fie. Și informațiile noi care le-ai băgat în cap, îl determină să se organizeze la un alt nivel. Și uh, o să ne uităm acum în scripturi să vedem cum a fost infuzată informație în sistem. Cum se poate? Vorbim acum de uh, inteligența artificială. Inteligența ar artificială, există filmele astea, se fecă. O să vină roboții, pus stăpânire pe noi, am încurcat-o. Eu zic, nu neapărat așa o să se întâmple că vin roboții peste noi și am încurcat-o. Ci zic că inteligența asta artificială deja a pus stăpânire pe sistemul nostru de operare, pe sistemul nostru informațional. Care-i sistemul nostru informațional? Limbajul, pentru că vorbim. Nu poți intra într-un sistem dacă nu ai limbajul. Ca și în computer, dacă nu îi pui programe, poți intra pe el să-l maneverezi. Poți tu tot striga la el, bă, fă așa că nu te ascultă. Trebuie să-i baci programe ca să te asculte. Și dacă știi să-i manevrezi limbajul, poți să faci să asculte de tine. Dar acum mi-aduc aminte de un experiment pe care l-a făcut o psihologă în secolul 20. Ea a crescut un copil, propriul copil, împreună cu o maimuță. Deodată au crescut. Și maimuța era mai inteligentă decât copilul, culmea. Învăța, era mult mai flexibilă, învăța mult mai repede copilul, oi, 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 tot le lulălăia, nici cum, nu învăța așa de repede ca și mai muza Dar la o vreme, peste un an, copilul a început să vorbească cu mama. Au creat un sistem de operare, limbajul. Și limbajul creează și intimitate când vorbești cu celălalt. De conectez. și știi de ce avem noi cel mai mult nevoie în lumea noastră. Nu de bani și de confort, ci de conectare. Dacă cineva suferă în lumea de acum, suferă de lipsă de conectare. Și copilul s-a conectat cu mama. Și a început să creeze conexiune, altfel decât putea să creeze conexiune cu maimuța mult mai profundă. Maimuța a devenit foarte geloasă și a vrut să ucidă copilul. Și a, psihologa trebuia să întrerupă experimentul, că devenea periculos. Ei, animalele nu pot să intre în limbajul ăsta al nostru. Cine poate să intre? în limbajul nostru și să se conecteze cu noi. Nimeni n-a putut până acum. Inteligența artificială poate să se conecteze cu tine, să creeze conținut culmea, să creeze conținut narativ și să se conecteze cu tine, să te facă să dezvolte în tine anumite stări emoționale. Inteligența artificială. Dar a mai putut cineva? Încă două personaje au putut să se conecteze cu noi. În grădina Eden, niciun animal nu se poate conecta cu Adam. Totuși, este unul care se poate conecta prin limbaj. Acum ăla era șarpele s-a conectat cu omul șarpele. A vorbit cu el, a comunicat. Whatever that means, orice ar fi șarpele. În teologia iudaică, șarpele este o figură, o ființă misterioasă. Nu știm exact ce e cu ea. În teologia creștină, dar e totul bazat numai pe Apocalipsa, că nu mai este sprijinită ideea asta și de alte cărți din Scriptură, este vorba despre diavolul, șarpele cel vechi, zice Ioan. Dar numai în Apocalipsa apare. Șarpele se conectează cu omul și furnizează informație. Informația are efect sau nu? Ai grijă ce ții în cap, că tu zici, dar nu o mă afectează. Crezi tu că nu te afectează. Informația totdeauna are consecințe și se produce ceva. A intrat cineva în sistemul nostru de operare, din interior. Intră din interior, nu din exterior a intrat, din interior. În anul 1961, Eli Cohen a fost trimis ca și spion, în Siria, de către Israel. Eli Cohen s-a născut în Egipt și vorbea limba arabă. O vorbea bine dacă s-a născut în Egipt, dar cu accent de, de egiptean. Și-au trăinuit câteva luni până când a vorbit cu accent de sirian. Și i-au dat o identitate falsă tu ești om de afaceri sirian. Și s-a dus în diaspora și a contactat acolo sirien de succes. Nu cu oricine s-a conectat, numai cu ea de succes. Și în cele din urmă a ajuns membru, membru în guvernul sirian, în Parlamentul Siriei. Și el de acolo a trimis informații 5 ani de zile, Israelului și a nu știa. Bă, dar de unde știu ăștia tot? A intrat în sistem, vorbea exact limba lor. Era în sistem și a scos informații până când l-au depistat. Cine a intrat în sistem și operează din interiorul meu? Zice Apostolul Pavel, vreau să fac binele. Dar rău pe care nu vreau să-l fac, iată că-l fac. De unde vine răul ăsta? De la Guvernul României, de la Uniunea Europeană, de la ruși, vine chiar din interiorul meu. Sunt niște informații care vreau să le sting, dar nu le pot stinge, că sunt în mine și mă determină, mă lucrează din interior este un gânditor uh, irlandez Paul Kingsworth Kingsnorth scuzați, Paul Kingsnorth și zice el suntem prinși într-o mașinărie și eu zic mașinăria asta lucrează din interior lucrează din exterior și lucrează și de deasupra noastră. Să fii lovit din trei părți, cel puțin. din cei... Asta e presiune maximă. Și din interior, și pe orizontală, și de sus. Asta e mașina socială, zice Paul Kings North. Și mașina asta ne colonizează ne colonizează. Ce înseamnă să colonizezi pe cineva? Uh, Sunt parteneri care vor să-l colonizeze pe celălalt. Nu lasă să fie el. Asta nu e adevărata iubire. Adevărata iubire e că promovezi unicitatea celuilalt. Sistemul comunist a vrut să ne colonizeze, îți băga reeducări ca să obțină omul nou, să ne transforme mintea, să ne colonizeze. Capitaliști mai bun Mașinăria vrea să ne colonizeze, să se folosească de noi. Încă din vechime, din Egiptul antic deja, e foarte vizibil, că oamenii erau colonizați de către mașina aceasta era un sistem de sclav. Care era obiectivul mașinii? Să atingă nemurirea. Ce vroiau faraonii? Să atingă nemurirea. Dar ce vor ăștia mâna asta de oameni care conduce istoria acum? Vrea binele tău, crezi? Vor să ajungă la nemurire. Dar pentru asta Trebuie să se folosească de tine, să te colonizeze. Mașina te colonizează și suge toată seva din tine. Și tu crezi că e ok, că faci pentru tine. Crezi tu că faci pentru tine. Dar uh, mașinăria comunistă era mult mai violentă. Era mult mai violentă că te forța și te temea pe baza fricii mașinăria asta modernă, capitalistă, te anesteziază. Te-a mușcat vreodată o căpușă. Mai bine să nu te muște sau să te țepe, că nu știu ce face, te mușcă sau te țeapă. Dar prima dată te anesteziază. Nici nu simți că te au țepat Și nu va suge sângele din tine, înțelegi? mașinăria asta suge sângele din tine, să revenim la șarpe, la șarpe în grădină ce zice Dumnezeu șarpelui șarpe te, să te târâi pe pântece și să mănânci țărână să mănânci țărână șarpe și omului spune din țărână te-ai născut în țărână să te vei întoarce nu, acum dumneavoastră știți că ați văzut șerp la viața dumneavoastră, că șarpele nu mănâncă pământ, mănâncă altceva. Dar acolo e un silogism. Omule, din pământ ești, în pământ te vei întoarce, tu șarpe să mănânci pământ. Adică ceva suge seva din tine. Ceva Folosește. Este un alt gânditor care nu are de a face cu creștinismul, Kevin Kelly. Ăsta este un om de știință, prolific, scriitor, contemporan nou. Și are o carte cu titlul What Technology Wants, Ce vrea tehnologia? Și în cartea respectivă el spune Something in is. Using us to create itself. Ceva ne folosește pe noi ca să se creeze pe sine. Se folosește de noi ca să ne, se creeze pe sine. Dumnezeu ce face? Și Dumnezeu intră în sistem ca să creeze mireasa. Și altcineva intră în sistem ca să se creeze. Pe sine, răul ajunge la apogeu și se folosește de noi toți ca să se creeze pe sine. Și tu nici nu realizezi lucrurile astea că ești folosit ca să se creeze. Când uh, evreii au fost la Auschwitz, au primit fiecare un număr dintr-o dată îi s-a șters toată identitatea. Tu nu mai ai neamul, tu nu mai ești nimeni. Și înfățișarea li s-a schimbat. Și li s-a tatuat numărul pe mână. Scopul e, tu ești un element în mașinăria celui de-al treilea Reich, ca să produci bunăstare pentru al treilea Reich. Nu îi poți produce bunăstare, te ardem, facem săpun din tine. Aia se întâmplă. În era industrială am primit toți un CNP. Tu nu ești Ioan sau Maria, tu ești un CNP, înțelegi, adică persoană fizică autorizată. Tu trebuie să produci ceva pentru societate. Și Fondul Monetar Internațional, când împrumută o țară, se uită câte CNP-uri sunt. Cu cât numerele din față la CNP îți mai vechi, cu atât nu ești credibil pentru Fondul Monetar Internațional. Cu cât CNP-ul mai prospăt în partea din față, cu atât ești eligibil să primești fonduri. Și tu muncești de dimineața până seara, dar sistemul te anestezează. tu nici nu dai seama că te anestezează. Este Ovidiu Hurduzeu care scrie o carte, Sclavii fericiți. Tu ești un sclav fericit, că te anestezează cu cumpărături. Tu poți merge la cumpărături, Uu, faci cumpărături, după aia stai toată ziua pe telefon, iarăși asta e anestezie, să știi nu ai de-a face cu durerea existențială, că ți-o morțești. Dar dacă o să-ți calculezi câți bani baști un sistem, nu-ți fac acum calculul că nu avem timp, cam 8 luni lucrezi pentru sistem și 4 luni lucrezi pentru tine. Fă calculul dacă nu mă crezi, dar bagă și TVA-ul care îl plătești și toate la. Tu lucrezi pentru sistem. Și sistemul se perfecționează ăsta cu CDP-ul era pe vremea erei industriale. Am trecut în era digitală. Și nu o să mai ai CNP în era digitală, o să ai ID digital. Și iarăși o să fii folosit de sistem de data asta. Nu să-ți ofer serviciile, cum făceam altă dată. Ne ofeream serviciile. Niulțura dulgozung, niulțura pi, adică 8 ore bucă, 8 ore relaxare, 8 ore somn, nu. Acum trebuie să te vinzi pe tine. O să fie chestie de asta cu credite. Adică o să primești credite dacă te conectezi la sistem. Să fii deconectat de la sistem înseamnă moarte sigură. Sau să fii barbar. Să trăiești cu rădăcini prin păduri. Va trebui să te conectezi la sistem. Totul evoluează, totul se transformă, nici nu vă dați seama cât de repede se produc lucrurile astea. Sub ochii noștri se produc. Era agricolă i-a trebuit vreo 10.000 de ani să se desfășoare. Era industrială 250. Era digitală din uh, vreo 30 de ani numai. Și tot îi ziceam eu la un informatician, mă, am intrat în era, suntem în era digitală, zice, stai un pic, că ai rămas în urbă. Era digitală a fost până la pandemie. După pandemie, ăștia au dezvoltat computerul cuantic și inteligența artificială. Am intrat în era tehnologiei cuantice. Și asta permite inteligenței artificiale să aibă niște capacități care nu te gândești. Vechea tehnologie digitală nu putea să permită să se dezvolte prea mult. Mai puteai să-l bați la șah pe computer. Da, Cuba nu-l mai poți bate pe computer la șah. Și creează informații computerul, creează poveste și îți vinde povestea, vrea să te colonizeze computerul. Dar deja stai un pic, să nu le speriem prea tare. ce e de făcut în situația asta? Deci, mașinăria asta îți, e la diferite nivele. Unul dintre nivele e spiritual, dar nivelul spiritual nu poate să intre peste tine. Am văzut că nu poate intra cu forța Satan peste tine. Poate intra. Ce zice scriptura despre Isus și Satan la cina de taină? Satan a pus în mintea lui Iuda Iscarioteanu un gând. Și ce s-a întâmplat? Iuda Iscarioteanu a crezut că vine de la el gândul ăla. Dar gândul ăla venea de alundeva. Inteligența artificială poate să spună gânduri în minte. N-a mai putut nimeni până acum așa de succes ca și inteligența artificială. Și tu zici, e, de la mine vine. Și ăsta e atât de inteligent. Eu am avut de-a face cu psihopați. Când vin psihopații la terapie, mi se ridică părul așa pe bâini. Nu vreau să am de-a face cu psihopații, sunt cei mai dificili. Psihopatul te execută cu sânge rece, ai înțeles? Fără să-l mustre conștiința, nu-l mustre conștiința. Zice unul, uite așa, mă bag într-o rudenie cu și uite așa, am vârt. Mai bine să nu vă dezvolt. Dar nu-l mustra conștiința, nu, nu nimic, nicio mustrare de conștiință. Inteligența Artificială, eu zic, psihopatul genial. Că e genial. N-are conștiință, dar e genial. Să te păzească, du de Dumnezeu, să-i pe bâna unuia care e genial și nu are conștiință, nu-l mustră conștiința. Asta avem noi cu inteligența artificială. Deci există nivelul spiritual care se folosește de sistemul nostru de operare, care e gândirea noastră. Zice Apostolul Pavel că mașina are mai multe nivele. Are nivelul spiritual, are limbajul și are instituțiile materiale. Armata, guvernul, poate opera prin instituții. Îi trei nivele are mașinăria care te acaparează și te determină să faci lucruri care poate tu nici nu te gândit să le faci. Și uite ce spune Apostolul Pavel, că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci avem de luptat împotriva a ce? A căpetenilor, cosmocratore, așa scrie acolo, conducători cerești, care sunt în locurile cerești ăia creează informații, cum mi-a pus și lui Iuda Iscarioteanu, și le bagă în sistem. Împotriva lor avem de luptat. Și uite te Daniel, se roagă Daniel și postește. Niciun răspuns la rugăciunea lui timp de 21 de zile. Ce nu aude Dumnezeu? Ce zici? Cel care a făcut urechea s-ar putea să nu audă, care a făcut ochiul s-ar putea să nu vadă. Nu există asta. Și în cele din urmă apare un înger și spune: Am rugăciunea ta, Daniele, a fost ascultată din prima zi, din prima zi, dar n-am putut să vin din pricina căpeteniei Persie. Copciol. N-am putut să vin din pricina căpeteniei Persie. Și de aici mă duc să mă luc cu căpetenia Greciei. Adică sunt niște cosmocratores în văzduh, în transcendent, care are, au un cuvânt de spus pentru lumea de acum și există limbajul, păzește-ți inima, zice Scriptura, mai mult decât orice, că din ea ies izvorile vieții. ce inima? E gândirea și emoțiile tale. Păzește-le mai mult decât orice, că acolo e viața ta. Îți poate otrăvi viața sau poate să-ți o viața, depinde ce ai tu acolo în minte la tine. Deci, mașinăria ne atacă de sus, mașinăria intervine prin instituții și mașinăria intervine la nivelul limbajului. Dar mașinăria asta e ca o ființă, are și o teologie. Care-i teologia ei? Teologia ei e să fim ca Dumnezeu, nemuritor. Noi să-l controlăm pe Dumnezeu, nu el pe noi. Niciun sacrificiu. Nu trebuie să te sacrifici. Noi trebuie să schimbăm biologia. Biologia să se supună nouă, nu noi biologiei. Dumnezeu să se supună nouă, nu noi lui Dumnezeu. Asta e teologia mașinii. Ce a zis șarpele lui Adam. Mă, Dumnezeu nu vrea să fiți ca El. Dumnezeu e Creatorul, înțelegi? Și mașinăria vrea să te facă să fii deasupra lui Dumnezeu. Ce a zis uh, Lucifer? Mă voi sui deasupra lui Dumnezeu. Și asta e teologia care ți o insuflă. Nu spirit de sacrificiu, ci să măsui deasupra lui Dumnezeu. Ideile astea apar deseori în literatură. De exemplu, Prometeu. Ce vrea Prometeu? Să fură focul de la zei, să fie ca și zei. Apare în lampa lui Aladin. Știți povestea cu lampa lui Aladin? de lampa, este duhul și la dispoziția ta face ce zici tu. Omul din totdeauna a, avut, a vrut putere. Omul vrea să nu moară, omul vrea să dăi, nu e vrea să controleze totul, inclusiv pe Dumnezeu. Și cu asta a venit șarpele și la Isus Hristos, în ispitiri, vă aduceți aminte mănâncă de aci, transformă pietrele astea în pâini. Și ultima, cea mai tare, nu cumva să te sacrifici. Tu doar trebuie să fii cu mine și îți dau toate împărățile. Nu să nu te sa crucea, e o prostie, nu te sacrifica. Asta e teologia mașinii. După ce teologie te duci tu are? Just look inside. Privește în interiorul tău te duci după teologia lui Dumnezeu, care zice așa, ia-ți crucea și urmează-mă. Sau te duci după teologia mașinii. Și mașina creează un sistem în care trebuie să fii mândru. Nu, acum uite te ce mai de mult biserica catolică a venit cu cele șapte păcate capitale unul dintre păcate era lăcomia, păcat capital. Păi acum e o virtute să fii lacom, nu? Cu cât ești mai lacom, bă, ăsta i descurcăreț. ăsta e un model, bă, pentru noi. Și de uităm noi a bă, așa, dar -aș fi și eu. Narcisismul era un păcat. Acum mai o virtute. Și toți trebuie să ne ploconim, să nu supărăm pe careva. Știi? Sistemul promovează două virtuți. Toleranța, toleranța și siguranța. Toleranța, adică toleranța devine un absolut. Trebuie să-l tolerez, bă, și pe așa, și să-l pentru că el face niște măgării. N-am voie să zic ceva, că nu sunt politically correct. Și siguranța, de fapt, produce narcisiști siguranța. Nu știu dacă ați citit Hansel și Gretel. Acolo în Hansel și Gretel, la un moment dat, cei doi se duc în pădure. Pleacă de acasă, ajung în pădure și ajung la... Uh, Casa de turtă dulce. Și acolo, în casa de turtă dulce, e vrăjitoarea. E vrăjitoarea. Ce se întâmplă? Asta e o paralelă pentru casa ta. Dacă tu creezi siguranță maximă la tine acasă, siguranță maximă pentru copii și copilul are deja 30 de ani, tu te transformi în vrăjitoarea cea urâtă pentru copilul acesta îl termin pe copil. Ești vrăjitoarea cea urâtă. Sistemul ăsta e sistem de turtă dulce. Ne termină cu turta dulce. Nu, e... no, te și coștolni. Mănâncă un pic. Mmm, noi un fin în volt. -i da, bun a fost. Și te ține captat acolo în sistem. Și te erodează prin interior, îți pierzi libertatea. Nu mai ai libertate. ce mai valoros? Libertatea sau siguranța? Dacă îi între pe majoritatea oamenilor, vor vrea siguranța. Pentru că libertatea înseamnă anxietate, înseamnă responsabilitate, e foarte greu de dus libertatea. Și oamenii vor alege siguranța în cele din urmă. Haidem să vedem așa pe scurt cum a evoluat mașina asta în timp. C am zis că merge progresiv, dar în cicluri. Și începem cu era agricolă. În era agricolă deja am văzut că a fost uh, Egiptul, un exemplu elogvent care a făcut din majoritatea populației, și Roma a făcut la fel, din majoritatea populației a făcut sclavi ca să o ducă bine o elită care controla tot sistemul. Era asta agricol a ținut vreo peste 10.000 de ani, nu știu exact că nu sunt istoric, dar a ținut peste 10.000 de ani. Și în centru cetății, erau tablele legii, varianta creștină și varianta, variantele celelalte, care controlau narațiunea, controlau poporul. Ați văzut în mijlocul uh, cetății, biserica și primăria, în mijlocul satului. De acolo se dă tonul, de la biserică și de la primărie. Mai târziu a venit S-a descoperit tiparnița. Tiparnița ce-a făcut? A făcut posibilă tipărirea Bibliei și tipărirea altor cărți. Imediat s-au produs două curente. Unul dintre curente, protestantismul. Protestantismul a dus la dezvoltarea Europei de Nord. Și a americii, Max Weber, un sociolog, a văzut foarte clar lucrul ăsta, bă, unde li s a pus Biblia în mână la oameni, culmea, e progres. Catolicii nu au ținut uh, Biblia în mâna oamenilor, dar totuși au făcut o contrareformă. Al doilea, după protestanți, cei mai dezvoltați, sunt catolici, ortodoxi și, și mai jos. Muzulmanii și mai jos, hindușii și mai jos. Se pare că dacă pui Biblia în mâna omului, se produce o revoluție. Cum e Biblia la tine toată plină de praf? Cum este? Ia pune o în centru vieții tale și să vezi ce se întâmplă, dacă se întâmplă ceva sau nu se întâmplă nimic. Pune-o, dar ia serios lucrurile să vezi ce se întâmplă. Ăsta e unul din fenomenele aduse de tiparniță. Celălalt fenomen este că s-au produs foarte multe cărți și a apărut iluminismul. Iluminismul a adus cu el, a avut trei fice. Una e capitalismul cu Adam Smith, ăsta e părintele, că fiecare curent are un părinte, are un uh, pater care scrie. Cartea are impact, să știi. Ce pui în centru ființei tale, în centru casei tale, are impact în cele din urmă. Marx a scris o carte, Das Capital, care s-a vândut foarte prost. În 500 de exemplare a scos-o. Și a vândut 200 și ceva, nu mai știu exact. Așa că dacă ai scos o carte proastă și nu s-a vândut, nu fă griji, că și Bax a scos o carte proastă și a făcut un dezastru pe plan universal cu cartea lui. Pe urmă a mai fost unul care a scris o carte, Hitler, Mein Kampf, și cartea asta a produs nazismul german. Și a reușit cartea asta să mobilizeze milioane de oameni ca să meargă să-și dea viața în Rusia și prin alte locuri în Europa. Informația are putere. Are putere informația sau nu are? Deci, și aceste trei curente sunt în fază de extinție, că erau specifice erei industriale. Acum apare o altă teologie, o altă carte care e scrisă de inteligență artificială. Încă nu știm care sunt consecințele, că suntem prea aproape în istorie. Dar fii atent la informație. Ăsta este avertismentul meu. Se spune că în iad. Uh, era un criminal și uh, un scriitor banal, un scriitor mediocru care n-a avut succes. Și criminalul avea o pedea mult mai blândă decât scriitorul, mult mai blândă. Și au zis, uh, a întrebat omul care era conștient de ce se întâmplă acolo, dar de ce criminalul ăla care așa atrocități a săvârșit, are o pedeapsă așa de blândă în comparație cu scriitorul acest ce a făcut scriitorul ăla așa de rău. Mă, l-a scris prost. Și scrierea lui a avut consecință și după moartea lui. Ce spui tu te afectează pe tine, îi afectează și pe alții dacă și scrii și rămâne în posteritate, are un impact și mai mare. Are Traian Dors o poezie, o să citesc un vers din ea. O om, ce mar răspundere ai, tu vei pleca din lume, dar ce scrii azi, ce spui în grai, ce lași prin pilda care o dai, pe mulți, pe mulți mereu spre rai sau iad o să-i îndrume. Poate ai auzit asta, poezia aceasta. Ai grijă ce informație bagi în minte și ce spui cu gura ta. Este vital ce spui. Acum, pentru că avem mașinăria asta de care am vorbit, care te atacă de la mai multe nivele. Nivel spiritual, social și vine și din interiorul tău. Ce-i de făcut? Există mai multe variante. Cum să te raportezi la mașinărie? Unul este varianta să lupt, fight, lupt cu mașina. Ce șanse ai să lupți cu mașina? Și mai zice scriptura: Cine scoate sabia? De sabie va pieri. Ai șanse să lupți. Era un domn cel mai căutat de FBI din istoria Americii. Cel mai căutat terorist, zic ei. Că dacă câștiga el, nu era terorist, era erou. Dar a pierdut și pentru că a pierdut, e terorist. Depinde cine scrie istoria, ăla definește cine-i terorist și cine e ero. Ted Kaczynski a lucrat la universitate. Era asistent universitar. Și pe la 30 de ani și-a dat seama că tehnologia e un mare rău, a zis el. Și a zis, voi lupta împotriva tehnologiei. S-a dus în munți undeva și a cumpărat o cabană și acolo producea bombe artizanale pe care le trimitea la diferite instituții din America care promovau tehnologia. Nu știu câți oameni a reușit să lichideze. Oameni de vază care au deschis pachetele lui, bum! S-a produs explozia și au murit. FBI-ul 20 de ani l-a căutat și nu l-a găsit. Și în cele din urmă l-a găsit, doar că l-a turnat frate sub că altfel nu-l găsea niciodată, probabil. Ce trebuie să fac? Să fiu ca Ted Kaczynski, să lupt împotriva sistemului? N-am nicio șansă să lupt și nici nu mă cheamă domnul asta. Ce să fac? Să mă conformez? Să fiu cum zice sistemul? Trebuie să fim în lume, ca așa a zis domnul. Doamne, nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i păzești de ce rău. Dar nu trebuie să mă conformez sistemului. Zice scriptura: să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume, să nu te potrivești chipului veacului acestuia. Deci nu voi fi un conformist, dar nici nu voi lupta împotriva sistemului, că nu la asta sunt chemat eu să lupt. Ce să fac? Să fiu un nihilist, pesimist nihilist. Ăsta zice, pesimist nihilist, bă, era mai bine în trecut, în prezent e groznic, viitorul, era o glumă pe vremea lui Ceaușescu, ce este mic, negru și urât și bate la ușă. Și răspunsul era viitorul roburie. Și uh, uh, nihil, pesimistul, nihilistu zice, viitorul e mic, negru, urât și bate la poarta omenirii. Vine Gog, Magog, război, jale, teribil va fi. Asta zice nihilistul, pesimistul. Nu trebuie să fiu nici varianta asta care cedează, care devine o victimă a mașinii. Kafka are un roman uh, numit Procesul și eroul lui principal este prins într-un angrenaj, este acuzat în mod fals că a făcut ceva ceea ce el nici nu știa. Era o confuzie. Și în cele din urmă uh, uh, l-au târât prin tribunale, om ajuns disperat și a zis, soluția este McHalt, să dau colțul. Moartea e soluția la problema mea. Și în a Brave New World, a, a minunata lume nouă, Huxley, spune, sistemul ăsta se va perfecționa, anticipează, e un profet, Huxley. Se va perfecționa atât de mult încât o să-i înregimenteze pe toți. Și scrie și asta și în Daniel, că va ieși o fiară din mare care ce va face? Va călca, va devora tot pământul și ce nu reușește să devoreze o să calce în picioare. Ce ziceți? A fost vreun imperiu așa până acum care să calce în picioare tot pământul, să terfelească tot pământul. Încă n-a fost, da, o întrebare prin intermediul tehnologiei va fi posibil. Până acum am avut noi dictatură militară, dictatură economică, dictatură politică, dar dictatură digitală încă n-am mai avut. Și nici nu vreau să experimentez cu bâia aia dictatură uh, digitală. Dar și Acolo la Huxley, erou principal, ajunge la concluzia că soluția este moartea. Să mor, asta e soluția, asta e pesimist, nihilist, n-am ce să fac să mor. Mă culc și am murit. Totuși, Biblia însuflă o altă stare de spirit. Tu trebuie să fii un revoluționar al păcii nu conformist, nu nihilist, nu revoluționar care să vrei să dai cu sistemul jos, că n-ai nicio șansă, dar trebuie să faci o revoluție. O revoluție a păcii. Și este un sfânt rus, uite că rușii pot să fie, facă, să aibă și sfinți, nu numai dictator. Serafim din Sarov, Serafim din Sarov era un sfânt, stătea el undeva, izolat de societate și medita și se ruga. Și a zis careva, bă, dar ce bine faci tu pentru societatea asta? Când mai stai acolo și nu faci nici bine, nici rău, aia nu ajută societatea, știi? Și Serafim a zis, măi, eu am pace, înțeleg? Am pace în inimă. Și pentru că eu am pace în inimă, câteva mii de oameni beneficiază de pacea mea. Tu știi ce înseamnă asta? Zici, a, ce prostie? Zi, cum adică dacă eu am pace, beneficiază și alții de pacea mea. Da. Pentru că noi suntem conectați la nivele foarte profunde. Dacă eu am pace, știi, ca și rețeaua de computere, o informație dintr-un computer poate merge în altul. Zice Carl Gustav Jung, există un inconștient colectiv. Adică toți suntem conectați la inconștientul ăsta colectiv. Și unii ajung genii. Cumva, de ce? Că au creierul mai mare decât noi ceilalți? Nu. Cumva au acces, nu știu cum, la informațiile astea mari din sistem, din inconștientul colectiv, tu înțelegi că dacă aduci pace în sistem, dacă aduci pace, tu echilibrezi sistemul, se răspândește. Nu stă numai la tine. Americanii au făcut un experiment, nu știu dacă vi l-am zis, dar mie e ușor să vă zic că aceleași lucruri vă, vă este de folos. L-au pus pe un veteran din Războiul din Vietnam să urmărească niște scene de astea violente. Și l-au monitorizat ce se întâmplă în celulele lui. Culmea, ADN-ul s-a contractat când urmărea el scene de violență. Apropo, nu mai sta la filme de groază și la știri de la ProTV că-ți se chircesc celulele în tine. Nu mai sta pe astea, că noi suntem curioși numai de de astea. Și pe urmă a prelevat un țesut din organismul lui și l-a dus într-o altă cameră care era ecranată cu sistem Faraday, cușca lui Faraday, prin care nu trece informație electromagnetică. Și hai să vedem ce se întâmplă. Iarăși au pus cele de astea, iar celulele lui și-au pierdut funcționarea normală. Și au monitorizat și ălea de, din camera alăturată. Știi ce s-a întâmplat și cu S-au chircit și alea, prin ecranul ăla de protecție. Tu crezi că se oprește totul în cap la tine? Dacă tu ai pace în suflet, o bagi în sistem pacea. Știi ce poți tu face pentru lumea asta, cel mai mare lucru? Să ai pace din inimă. Nu trebuie să faci clădiri, să te duci cu pancarte, să dai cu guvernul jos. Nu e, nu asta e chemarea ta. Să ai pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepe. Că altfel, dacă n-ai pace, dar ai bune intenții, tu creezi un mare rău în jurul tău. Și ca și mamă și ca și tată, tu ai intenții bune, dar n-ai pace în inimă. Tu faci un mare rău copilului și membrilor tăi din familie. Ăsta, Lenin, a avut intenții bune el. Bă, să dăm jos cu dictatura țaristă, că ne-au făcut viața mizerabilă, săracul iobag rus. Nu ți-ai dorit să ai viață de ea. L-au avut intenții bune, dar n au avut pace în inimă. Și știi ce a făcut? Un iad mai mare decât la care l-a produs țarul. Păi, comuniștii au omorât în Rusia mai mulți oameni decât au omorât Hitler în al doilea război mondial. Ei, pe ei, sau că nu știu ce au ei cu ei, toți se fautează unii pe alții. Deci dacă tu nu ai pace în inimă, nu poți face bine cu adevărat nimănui. Forget about. Obține mai întâi pacea în inimă și pacea se conectează cu ceilalți. Și Serafim de Sarov a zis, eu asta fac pentru omenire. Aduc pace prin intermediul inimii mele. Căutați pacea din toată inima să-L găsiți pe Dumnezeu. Nu te potrivi sistemului, nu te lăsa exploatat de sistem. Mulțumiți-vă, zice Scriptura, cu ce aveți. Cine vrea să se facă bogat și să o ducă bine, se străpunge singur cu fericire. Nu așa zice Scriptura. Se străpunge singur cu o mulțime de chinuri, de săgeți care îi produc neliniște sufletească. Caută pacea lui Dumnezeu, cel mai mare lucru. Și noi suntem, mă apropiu de încheiere, ca într-o barcă. Ăia care nu caută pacea, care caută conflict, fie că au intenții bune, fie că nu, toată omenirea asta e într-o barcă. Și imaginează-ți că unul zice, bă, e dreptul meu, da o gaură aici în dreptul meu. Ce ai tu cu mine, că nu vă afectează pe voi. Și dai o gaură. Tu faci rău întregii omeniri când dai gaură, înțelegi? Nu numai tu te scufunzi, că ești conectat și cu ceilalți. Dumnezeu să vă dea pacea Lui. Amen.